În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Precum vedeți, nu mă uit la discursul pe care l-au prezentat, pregătit colegii mei, pentru că nutresc două sentimente. Unul de bucurie că pot să fiu alături de dumneavoastră și cel de-al doilea de revoltă. Când am primit agenda desfășurării conferinței dumneavoastră, mi s-a părut foarte generoasă și am apreciat, și nu e o critică, să vedeți de ce spun ceea ce spun. Am apreciat faptul că pe agenda figurau nume importante din societate civilă, din guvern, oameni care, în mod normal, dacă ne pasă unii de ceilalți, ar fi trebuit să fie prezenți. Și acum vă spun de ce. Eu nu sunt un specialist în probleme de muncă, dizabilități, am o altă specializare, dar am o determinare să fac ceva pentru cei din jurul meu. Indiferent de ce se spune pe la televizoare care ne intoxică, eu știu ce știu eu și ce vreau să fac eu. Dacă vrei să ajuți oamenii din jurul tău, trebuie să-i înțelegi. Trebuie să înțelegi lumea lor. Așa încât măsurile pe care tu le propui, le iei, le votezi, să fie cele corecte, cele drepte, cele utile. Așa se face că s-a născut colaborarea între Comisia de Afaceri Europene pe care o conduc în Senatul României și dumneavoastră, care ne-ați fost un partener destoinic, așa încât să înțelegem ce avem de a face noi, parlamentarii, cu propunerea de act normativ pe care va trebui foarte curând, sper, să o adoptăm la nivel european. Să înțelegem care sunt nevoile reale ale persoanelor cu dizabilități și care sunt măsurile pentru care trebuie să ne batem noi, ca stat român, într-o Europa de 27 de state. Spun 27, gândindu-mă că Marea Britanie ne-a zis la revedere. Deși ne va zice la revedere oficial în 2019. Și atunci am organizat, cred că, 3 runde de dezbateri. Avem un protocol deja semnat, atât cu societatea civilă, cu dumneavoastră, cu Ministerul Muncii, cu Camera de Comerț a României, pentru că, până la urmă, accesibilitate și servicii înseamnă implicare și a mediului de afaceri, așa încât să nu fim din nou dependenți de ceea ce ne furnizează piața europeană, poate ne așezăm și pe picioarele noastre, așa încât dumneavoastră să fiți informați asupra măsurilor care vor fi luate, mediul de afaceri să fie informat asupra oportunităților de afaceri raportate la nivelul și potențialul financiar care există în România pentru persoanele cu dizabilități și noi să ne batem, atât parlamentarii români cât și parlamentarii europeni. Pentru că demersul nu s-a oprit în Parlamentul României, propunerile de la dumneavoastră au plecat către parlamentarii europeni, pe procedura europeană, în ultima fază există negocierea cu Parlamentul European, deci sunt cei care au, după noi, un cuvânt greu de spus în adoptarea legislației europene și cred că, într-un final, să avem reflectate în legislația europeană toate nevoile pe care le avem și noi la nivel național. Și spun și noi pentru că sunt un om care lucrează în afaceri europene de când a intrat în politică, sunt vreo 20 de ani. Nu e treabă ușoară. Nu e ușor să vorbești în cuvinte simple, să te înțeleagă omul, cetățeanul român, despre ce vorbesc ei în Europa, unde vorbesc despre lucruri banale, dar cu un limbaj foarte, foarte greu. Foarte greu de înțeles pentru noi. Și cred că acest proiect care este în dezbatere înseamnă, tradus pentru noi ca stat membru puternic în Europa, înseamnă respect. Accesibilitate în limbajul european și liberă circulație înseamnă să putem să circulăm. Cum? Ca indivizi, ca forță de muncă, capital. Pentru noi ca români, în Uniune, cred că înseamnă să pot să mă urc în avion civilizat și să știu ce servicii mi oferă compania Tarom, așa încât căruciorul meu să poată să fie ridicat, nu să vină dita mai elevatorul și să oprească un avion întreg să-i coboare pe ușa din spate. Înseamnă să mă însoțească serviciile de la aeroport și să mă ducă până la locul meu, fără ca cineva să-mi spună dar știi, stai mai la dreapta, stai mai la stânga, nu, stau pe locul meu și tu mă conduci până acolo, pentru că în costul biletului meu este inclus și acest serviciu al fiecăruia dintre noi, nu a persoanei cu dizabilități. Deci am un drept. Un drept pe care îl dobândesc pentru că toți ceilalți plătesc pentru asta.
Accesibilitate înseamnă să pot să circul și eu, persoana cu dizabilități. Și când spun asta, să știți că nu mă prefac. Chiar am acasă o mamă care nu poate merge și care poate să se deplaseze doar cu căruciorul. Și la rândul meu a trebuit să mă mișc câteva luni de zile cu căruciorul și am văzut ce înseamnă ca oamenilor să nu le pese. Ceea ce e grav. E foarte grav. Nu poate să nu-ți pese de un om de lângă tine care are nevoie de ajutor. Nu se poate să nu-i dea o mână de ajutor. Și aș vrea să cred că asta nu stă în firea noastră a românilor. Deși tocmai de curând am avut o pățanie cu mama care, din nefericire, a căzut din cărucior. Nu eram în România. Au trecut pe lângă noi un grup mare de români. N-am auzit decât atât, bă, ăștia sunt români, că vorbesc românește. Nu s-a oprit nimeni să ne ajute. Absolut nimeni. A venit o persoană din țara respectivă, foarte drăguță, care ne-a ajutat să o ridicăm, să o punem pe cărucior, să ne deplasăm cu ea. Cred că accesibilitate înseamnă să fim oameni. Accesibilitate înseamnă să fim educați. Accesibilitate, nu atât de complicat europenește, înseamnă în România să nu fie atât de lipsit de elementar bun simț și când te duci în parcare și vezi un loc pe care e desenat scaunul cu rotile, să te duci să te așezi ca... Să te așezi, să-ți parchezi mașina acolo. Deși mai sunt vreo două, trei libere, dar parcă stai puțin mai lat. Accesibilitate înseamnă ca lifturile pe care m-am străduit din răzputeri să le construiesc la metrou și avem lifturi, har Domnului, la metroul din București, să nu fie pline în fiecare dimineață de oameni care se pot deplasa. Să nu fie plin în fiecare dimineață de oameni care, în mod normal, n-ar avea nevoie de liftul acela. Să le lași libere pentru oamenii cu dizabilități care au nevoie să se deplaseze cu acele lifturi și pentru care e nevoie să faci legislație specifică, să obligi până la urmă mediul de afaceri să-i angajeze și statul, da? Dacă el nu se simte. Accesibilitate înseamnă o relație, simt nevoia să vin lângă dumneavoastră, înseamnă o relație normală și firească cu funcționarii publici. Vorbim în România despre, întotdeauna despre miniștri, politicieni, decidenți, dar cine sunt până la urmă decidenții? Fiecare dintre noi parte. Suntem cetățeni, oameni, care beneficiem de servicii în diverse forme. Eu beneficiez de ele când mă duc la doctor, dumneavoastră când aveți nevoie de serviciile funcționarilor sau ale medicilor sau ale asistenților, înseamnă oameni. Oameni care trebuie să-și facă datoria. Oamenii aceștia formează statul. Statul este format din oameni. Și cred că e un moment de schimbare majoră în țara asta. Până la urmă, dacă te faci funcționar public și îți place să lucrezi plătit din banii publici, adică din banii noștri tuturor, trebuie să accepți definiția funcționarului public. Cine este funcționarul public? Un om în serviciu celorlalți oameni. Când te duci acolo, teoretic, pe legea care nu se mai aplică, așa încât să vină toate pilele, relațiile, pupilele, fustițele și ce mai vin, da? Dar când te duci acolo, teoretic, tu ar fi trebuit să depui un jurământ de funcționar public. Așa era legea inițială, așa e, Valentin? Da. Și când ai depus acel jurământ, ca și medicul, ca și multe alte profesii, știi că sub acel jurământ, tu îl slujești pe cel căruia trebuie să-i răspunzi. Nu să-l chinui. Nu să-l chinui cum se întâmplă când vă duceți dumneavoastră să vă prelungiți certificatele. Și deși un om sărac nu are mână de o viață, tu îl chem de fiecare dată să vezi dacă i-a crescut mâna. Este o aberație în societate. Și trebuie să se oprească odată aceste nebunii. Nu ești funcționar public ca să-l umilești pe omul care vine la ghișeu. Nu. Ne-am transformat într-un stat de controlori. Toată lumea controlează pe toată lumea și în acest control, ego-ul, mai mare, mai mic, mai mijlociu, dar inutil, se manifestă cum? Umilindu-l pe cel care stă în fața ta. Inclusiv pe dumneavoastră. Și pe noi. Când te duci la medic, când ți se întâmplă să ai în față unul care este mai presus decât Dumnezeu. Deci chiar și Dumnezeu trebuie să-i ciocănească la ușă, să-i ceară voie să intre, să-i ceară voie să fie recunoscut. E o anomalie a statului. Dar, vă repet, statul suntem noi. Fiecare dintre noi în parte. Și dacă nu luăm atitudine, ne vom confrunta cu o agravare a acestei situații. 2019 e un an în care preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene. E un moment în care
m-am crede, decidem pentru Europa, conducem, dar prezidăm. Dar e un moment în care trebuie să arătăm că România este accesibilă, așa cum este și Europa. Și cred că pentru Consiliu este perioada care urmează, 2017-2019, o perioadă extraordinar de bună pentru a-și promova interesele și a-și impune punctul de vedere. Pe directiva pe care noi am discutat cu accesibilitatea produselor și a serviciilor, estimau că am 150 de milioane de persoane cu dizabilități, că vor fi. Europa este dispusă și deschisă să discute problemele persoanelor cu dizabilități și să le trateze cu respect în toate cele 27 de state membre ale sale. Motiv pentru care România nu are de ce să stea departe de aceste discuții. Și știu că sunteți partea negocierilor, știu că aveți reprezentanți, știu că vă implicați în toate modificările și dezbaterile care au loc. Dar trebuie să faceți un singur lucru, care înseamnă curaj. Că noi avem tot timpul senzația că cineva râde de noi sau că suntem inferiori. Nu, vă asigur că om care am bătut statele europene în lung, în lat, nu suntem inferiori, suntem superiori, net superiori. Pornind de la bagajul de informații pe care îl avem, până la, știu, cultura pe care încă o manifestăm, mai există omenie, deși eu criticam mai devreme că nu e la nivelul la care ar trebui să se manifeste, dar încă există. Poate ne ajută ortodoxia. Suntem mai aplecați, mai apropiați de oameni, unii dintre noi. Nu știu, ne ajută cu siguranță și educația pe care am primit-o. Dar trebuie să avem curaj. Avem curaj. Avem lucruri pe care vrem să le susținem și le susținem. Cele trei întâlniri pe care noi le-am avut la nivelul comisiei, în baza protocolului pe care l-am semnat, nu au fost inutile. Dar nu au fost inutile deloc. Iar eu, marturim, sunt consilierii care aveam o imagine destul mult mai proastă decât am astăzi, recunosc, despre reacția instituțiilor. Când am văzut primele rezultate, am zis, nu e adevărat. CNA-ul, în sfârșit, s-a apucat să verifice toate televiziunile din țară, să vadă dacă există traducere în limbajul mimico-gestual. Habar nu am avut că dădeau și amenzi. M-am întâlnit cu o colegă de la Arad, cu Claudia Boghicevici, care ne spune, mamă, nu știu ce e la noi în județ, le dau amenzi astura la televiziunile locale, dar nu înțeleg de ce. Aole, nu vrei să știi de ce. De la noi, de la comisie, ne-am întâlnit, am vorbit, am criticat, pentru că pe bună dreptate informația am avut-o de la dumneavoastră și s-a lăsat cu amenzi. Sunt 100 de televiziuni care au fost amendate pentru că nu fac această traducere în limbajul mimico-gestual. TVR-ul a răspuns imediat, care ne-a transmis nu numai că va avea grijă ca emisiunile de știri să fie traduse, ci că va extinde aria emisiunilor pe care le traduc în limbajul mimico-gestual. Ceea ce s-a și întâmplat. Sper să se întâmple și continuarea discuțiilor cu Primăria Generală și profit că văd pe doamna în sală, Cosmina Simean, parcă, dacă mi-am amintesc bine numele, chiar dacă stă acolo pitită, știu că a fost interlocutorul și ar fi foarte frumos ca acel sediu pe care nevăzătorii îl au în sectorul 2 și care este nefolosit și care stă în paragină să devină până la urmă să-i spunem un cartier general pentru tot ceea ce înseamnă problemele persoanelor cu dizabilități, care sunt foarte multe. Și n-aș vrea să continui lista cu toate minunile care s-au întâmplat. Spun minuni că nu mă așteptam la reacție. Cum a reacționat ANCOM-ul și a verificat cum se aplică sistemul 113. Deci toată lumea a fost disponibilă într-un final. Atunci când forțele se unesc și cer lucruri drepte, lucrurile drepte se întâmplă. Și cred că e un succes. Slavă Domnului, pe care îl vom continua. Asta să fiți siguri. M-am bucurat că a venit ministrul la dezbatere, domnul ministru al muncii, și care a fost foarte disponibil. Altfel, eu chiar îl apreciez și mi se pare o persoană deschisă la minte, chiar un ministru european care înțelege cum ar trebui să arate o țară europeană. E drept că să cureți toate hățișurile, nu-i treabă ușoară. Și vă spun că om care am tăiat la hățișuri. Am tăiat și după ce am plecat și am făcut curățenie, au venit alții și au murdărit la loc. Și în minister, și la televizoare. Dar, până la urmă, dacă facem lucruri bune, și aici mă învinuiesc și pe bune, trebuie să le apărăm. Când vine pila lui nu știu cine și ne-a venit un vecinului său, ăla trebuie să plece acasă dacă nu știe ce are de făcut.
E simplu. Și e un act drept. Pentru că el vine acolo pe banii noștri. Cum și eu, la Senat, lucrez pe banii dumneavoastră. Da? E datoria mea să stau, să vin, să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să vă ascult. Când mă înțeleg să vă întreb, că nu-i nicio rușine să întreb, nimeni nu le știe pe toate. Și să fim respectați. Și într-un final, să măcar o bucățică din ceea ce trebuie făcut să faci, tu ca individ. Despre respect, eu nu pot să vă spun decât că vă respect și vă admir pentru tenacitate și pentru verticalitatea cu care vă descurcați într-o societate care nu e tocmai drăguță. Bonavă. Și nu tocmai primitoare. Și cred că, și am să încheie spunând un singur lucru, indiferent de tipul de dizabilitate pe care îl au membrii dumneavoastră, sunteți un exemplu pentru cetățenii țării astea. Ar trebui să se uite, să-și ia 10 minute din viața lor, să vadă ce înseamnă ambiția, respectul de sine pe care vi-l dați singur până la urmă, într-o societate, într-un stat care nu a învățat să respecte fiecare cetățean în parte, și tenacitatea cu care mergeți mai departe. Și nu în ultimul rând, dragostea pentru viața pe care o aveți. Respectul pentru viață. Chiar dacă Dumnezeu am spune la un moment dat că n-a fost foarte generos și ne-a creat niște probleme, totuși ne-a dat viață și dumneavoastră ne arătați cum trebuie să trăiești, oricât de grea ar fi viața. Și asta e un model pentru toți cei care se plâng pentru lucruri mici și nesemnificative. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă asigur că vom colabora și în perioada următoare. Și nu ezitați, dacă apar alte probleme decât cele pe care mi le-ați sesizat până acum, o parte din proiectele legislative care ne-au trecut, le-am refăcut. Că începe un nou mandat, poate că am mai deschiși la minte și mai puțin temători, așa încât să facem dreptate în toate sistemele. Nu se poate să ai discrepanțe atât de mari numai la premiul pe care l-acorzi. Premiul pe care l-acorzi unei persoane cu dizabilități, premiul pe care l-acorzi unei persoane fără dizabilități. A noi e rușinos. Dacă tot vrei să faci o discriminare, fă-o măcar invers. Pentru că e mai meritos cel cu dizabilități decât cel care se poate mișca, poate vedea, poate auzi. Ambiția lui e de 10 ori mai mare. Încă o dată vă mulțumesc și vă urez mult succes și felicitări pentru activitatea pe care ați desfășurat-o până acum și pentru cea viitoare. Da.